am slujit în Harul Domnului la Ploiești, acolo a fost primul loc, după terminarea seminarului de la București. Aveam 25 de ani când am fost promovat în slujba de păstor, în anul 1980. Și acolo m-a învățat Domnul smerenia și m-a învățat Domnul să am o privire diferită despre pastorație decât ce am învățat în școală. Și așa lucrează Dumnezeu. Întâi ne bagă într-o școală unde să ne pregătească și după ce ne șlefuiește bine toate colțurile, apoi ne trimite pe câmpul larg al Evangheliei. Însă eu mulțumesc Domnului pentru timpurile acelea, pentru că nu pot să spun decât că am văzut mâna Domnului, am văzut purtarea Lui de grijă, am văzut îndurarea Lui Dumnezeu și izbăvirea pe care mi-a dat-o de-a lungul anilor. Celălalt are ceva cu vocea mea, nu-i place ce spun, cred că asta. Deci, personal, mulțumesc Domnului pentru timpul de la Ploiești și pentru frații, ca fratele Ion Ilie. Deci a fost instrumental acolo atunci când am cumpărat o proprietate nouă și eu nu sunt meșter, nu știu prea multe să fac din perspectivă tehnică sau de construcție, dar dacă ai oameni care știu ce să facă, le încredințez lucru și până la urmă ai biruință. Așa s-a întâmplat și la Ploiești, așa am lucrat acolo în condiții foarte dificile, în o poziție extraordinară, dar când mă uit în urmă, Domnul a fost cu noi. Domnul ne-a ocrotit și Domnul a făcut de rușine pe cel rău, cu toate opozițiile pe care le-am avut. Acum slujim împreună, fratele păstor Ion Ilie, aici în Logroniu. Mi s-a încredințat o mără aceasta să stau în fața dumneavoastră cu cuvântul Domnului. Cum vă spuneam, personal, eu sunt un îndrăgostit de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place să stau asupra ei ore în șir, cum am spus, în fiecare zi și să găsesc lucrurile pe care nu le-au găsit alții. Și să pot apoi cu smerenie să stau în fața poporului lui Dumnezeu și să le fac necunoscut adevărurile pe care numai Dumnezeu le are. Așa vom face și în seara aceasta, în a treia sesiune din această conferință și pentru primul seminar deschide Scriptura sau puneți pe ecran ca să poată citi toți Proverbe 16:32, un pasaj bine cunoscut de dumneavoastră, cred că l-ați auzit de multe ori și să-l auzim din nou. Proverbe 16:32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un vitează. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Amin. Una din problemele mari pe care le avem în casele noastre, în viața personală, în business, în societate, este mânia. Ne supărăm repede. Și supărarea duce la ceartă și cearta la mânie. Și apoi de acolo, de la mânie, pot să se ajungă la lucrurile care să dezechilibreze unitatea familiei, pacea familiei. Și atunci trebuie găsită o formulă să rezolvăm problema aceasta a mâniei. Și formula este Duhul Sfânt în noi. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragoste, bucurie, pace, stăpânire de sine. Stăpânire de sine. În textul nostru spune
Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Este o afirmație mare. Și cine este stăpân de sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Românii au multe proverbe pe care și le-au făcut ca să-și scuze neastâmpărul fiii. Și ce să faci, frate? Eu șansă, ce-s fire nervoasă. Ok, fii tu fire nervoasă, dacă nu ți-ai pocăit firea, ar trebui să fii fire în duplecat acum. Ai fost fire nervoasă, acum trebuie să fii o fire stăpânire de sine, pe puterea Duhului Sfânt în tine, nu? Și frate, ce mi-e, sare repede țandăra. Ai grijă că dacă sare repede țandăra, o să te pună Domnul în cuptorul lui și te șlefuia și de nu mai ai țămăți. Și nu o să-ți placă. De aceea chiar o rugăciune ca aceasta, Doamne, smerește-mă, feriți-vă de ea. Mai bine smeriți-vă singuri. Să nu vă smerească Domnul, că nu o să vă placă. Nu o să vă placă. Încet la mânie. În seara aceasta, în primul mesaj, se va intitula Perspectiva care te înalță. Perspectiva care te înalță. Ne vom uita în cuvântul acesta și din nou. Să nu credeți că toate lucrurile le fac din patru puncte. Știu să număr și mai mult și mai puțin, dar așa s-a potrivit versetele pe care le-am avut pentru dumneavoastră. Ne vom uita la patru adevăruri care ne vor deschide mintea ca în aceste vremuri din urmă să fim oamenii aceia pe care să poată să conteze Dumnezeu. Primul lucru pe care îl învățăm din acest verset, legat de familie, legat de aceste timpuri, unde suntem într-un dute vino, într-o lărgătură continuă, nu mai există pauză, aproape la nimic, nu mai putem merge la biserică, mulți nu pot vine la biserică, nu-i lasă business-ul, nu-i lasă copiii, nu-i lasă vacanțele, nu-i lasă multe lucruri, nu-i lasă televizorul, nu-i lasă computerul, nu-i lasă comoditatea. Primul lucru pe care îl învățăm din acest pasaj biblic legat de viața noastră, de familie, de relațiile noastre, este acesta. Caracterul, frate și surori, este superior puterii. Caracterul este superior puterii. Auziți, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Să fii încet la mânie, asta înseamnă că trebuie să ai caracter. Sunt oameni mari. Mari în business. Mari în politică. Mari în biserici. Oameni cu reputație de oameni mari. Dar dacă n-au caracter, nu sunt bun de nimic. Pentru lucrul Domnului nu sunt bun. În casă nu ajută. În societate nu ajută. De exemplu, noi am avut în America un președinte foarte bun politician. Bun politician. Bill Clinton. Problema era că la minte era cât un pui de găină. N-avea caracter. Și Biblia așa ne spune. Dacă vrei să înțelegi ce place lui Dumnezeu mai mult, isprăvile tale în business, realizările tale, drumețiile tale, știu eu cât ai realizat, sau caracterul tău. Domnul va spune caracterul. Pentru că cel încet la mânie prețuiește mai mult decât oameni mari, decât cei ce sunt puternici în lupte. Proverbe 14:29. Cine este încet la mânie, are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. Proverbe 21:23.
Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Și la mulți, gura le face mari probleme. Și limba le face mari probleme. Am citit mărturia unui păstor care spune așa: în biserica pe care o păstoresc, printre membrii bisericii este această doamnă, soră, simpatică în multe feluri, dar să nu pici pe gura ei și pe limba ei. Să mă scuze, doamnele, din sală și domnișoare, nu este un atac la adresa femeilor, eu sunt un om respectuos. Însă așa s-a întâmplat. De regulă, de fapt, femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Asta este o realitate și psihologică, și sociologică, și biblică. Până noi să spunem o propoziție, dumneavoastră a spus 10. Deci, spunea păstorul, era atâta de rea la limbă și de critică și de ascuțită, una, două. N-ați spus bine acolo, frate păstor, n-ați făcut bine la membri, tu n-ai șezut pe locul care trebuia să le crede toate lucrurile. Nu prindeau pe ea, dar nu se oprea. Oricum am vorbit cu ea, spunea fratele păstor, nu s-a oprit. Și într-o duminică dimineața, spune, el am ținut o predică despre puterea limbii. Pentru că în puterea limbii, spune, în proverbe este viața și moartea. O să omor sufletul unui om cu cuvintele pe care le spui. O să omor sufletul unui om. Al unui tânăr. Și să nu-ți mai vină la biserică niciodată. Pentru că i-ai spus, bă, cu părul ăsta ai venit, sau lasă-l întâi să intre în biserică, să-l atingă cuvântul Domnului, că apoi după aceea cuvântul Domnului îl tunde. Pe mine mă soția mă tunde, de când m-am căsătorit. Și ea mi-a spus, de fiecare mă tunde de toți banii. Îi schimbă Dumnezeu. Cine se întâlnește cu Dumnezeu este schimbat, este transformat. Și femeia, în istoria pe care vă spun, spune păstorul, când am întrebat dacă este cineva care se simte cercetat de cuvântul Domnului și vrea rugăciune specială să vină în față să mă rog pentru el, pentru ea, și mă surprinde că vine această soră la mine. Și a zis, frate păstor, așa m-a mostrat Domnul prin cuvânt în dimineața aceasta și vreau să-mi aduc și eu limba pe altar. Și păstorul zice, am avut ocazia să-i răspund după obiceiul ei și să vedem dacă într-adevăr vrea să pocăiască sau nu. Și în locul în față unde puteau să vină oamenii să se roage, zice, îmi pare rău, zice, dar locul pentru altar, zice, n-are numai 5 metri. Și nu știu dacă o să vă încapă limba. Și femeia a zis, aveți dreptate, cred că limba mea e mai mare, mai lungă. Dar s-a pocăit. Și a adus-o la altar. Și a schimbat-o Domnul. I-a dat o gură nouă, cuvinte noi. Un om care are putere poate să facă lucruri bune sau poate să facă lucruri rele. De exemplu, în Proverbe 12:16 spune, nebunul îndată își dă pe față mânia, nebunul, dar înțeleptul ascunde o cara. Putere, dar parvenire. Putere, dar neemancipare. Putere, dar neînțelepciune. Putere, dar neconsiderare de semne. Proverbele 19:11, înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Ce glorios! Ce glorios! Cel ce se stăpânește pe sine, cel încet la mânie, este mai prețios decât un viteaz. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu caracterul, comportamentul frumos, considerația pentru semeni, considerația pentru soție, pentru soț, pentru copii, pentru părinți, considerația pentru bătrâni, este mai importantă înaintea lui Dumnezeu
decât marile tale realizări în alte domenii. Nu că nu sunt bune realizări, să nu mă înțelegeți greșit, că nu sunt un om fanatic. Avem nevoie de oameni care să se împlinească în business. Biserica trebuie susținută, biserica trebuie îngrijită, trebuie cumpărată, trebuie organizată și toate aceste costă, lumina costă. Și dacă nu avem oameni care să poată să sprijinească lucrarea Domnului, ne împotmolim. Însă, nu acesta este scopul bisericii. Scopul bisericii este să mântuie suflete. Și ca să mântui suflete, ca să fii folositor în casă, să-ți ridici soția, să-ți ridici soțul, să-ți ridici copiii, te stăpânești. Nu te mâni. Poate nu-ți place ceva, că nu tot trebuie să-ți placă în casă. Mie nu-mi plac toate. Și sigur că din serviciu au plăcut de-a lungul oamenilor toate, dar nu reacționez ca și când sunt zbirul casei. Nu-mi dau drumul la gură și la limbă doar să jignesc, să umilesc. Dimpotrivă. Dau ocazia de stăpânire de sine. Ne trebuie răbdare, stăpânire de sine, chipzuință, gândire sănătoasă, considerație pentru semeni, civilizație. O să mă auziți de mult răspunsul cu acesta. Evanghelia ne civilizează. Ne civilizează. Acolo unde este bădărănie. Acolo oamenii aceștia n-au trecut pe lângă Evanghelie. Dacă n-ai respect pentru cel cu care vorbești, pentru cea cu care vorbești, că e tânăr, că e bătrân, vorbește de faptul că nu te-ai întâlnit cu Evanghelia. Eu când mă duc la biserică și acolo unde păstoresc, trec pe lângă tine, pe lângă adolescență. Nu spun bună ziua, nu spun pace, nu spun nimic. Mă duc eu la ei. Îi salut, dau mâna cu ei, dau pace cu ei. Nu costă bani să dai pace și să rostești o binecuvântare. Dar sunt mulți care nici atâta nu pot să facă. Nu zic nimic, nu vorbesc nimic. Sau când se uită la tine, se uită cu niște ochi, de parcă este gata să te fugărească. Încă o dată, primul lucru pe care îl învățăm în cuvântul Domnului legat de stăpânirea de sine este aceasta. Caracterul este superior puterii. Al doilea lucru. Caracterul este preferabil poziției. Este preferabil poziției. Auziți cum spune cuvântul Domnului? Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cine cucerea cetăți, pe vremea când s-au scris aceste cuvinte, despre care se spune că le-a scris Solomon, trebuie să știți următorul lucru. Dacă aveam un ofițer, un general, care era trimis la război și cucerea cetăți, când se întorcea biruitor din război, din cucerire, era primit cu mare onor. Îi se dădea cinste, să fie absolvit de taxe, să trăiască pe cheltuiala statului pentru restul vieții și era promovat în poziție guvernamentală, în poziție pe lângă Palatul Regelui. Dar caracterul este preferabil poziției. Mai mult decât cine cucerește cetăți. Am găsit această expresie în cuvântul Domnului și nu știu dacă ați băgat-o de seamă, cum a făcut pe mine Duhul Sfânt să o văd. Despre mulți împărați al lui Iuda vorbește în felul următor. De exemplu, Iosafat, un împărat 22 cu 43. Zice, Iosafat a făcut ce este bine înaintea Domnului. Dar ce urmează după aceea? Ce cuvinte sunt? Numai că. Asta este problema. Are poziție mare. Numai că. Despre Ioas, 2 împărați 12 cu 3. Numai că idolatria. Azaria, 2 împărați 15 cu 4. Numai că înălțimile.
Iotam, 2 împărați, 15 cu 35, numai că înălțimile, când spune în Biblie numai că înălțimile, aș vrea să înțelegeți că înălțimile despre care vorbește sunt centre care erau dedicate lui Baal și lui Astarte, Astarteia, și aceste două zeități cananite și feniciene erau zeități ale sensualismului. Și unde erau înălțimi, acolo construiau mici încăperi pentru aceste zeități și în încăperile acestea se practica așa zisa prostituție sfântă. Dacă ați auzit de așa ceva. Prostituție sfântă. Și prindea aceasta. Că și astăzi pornografia prinde și imoralitatea prinde. Îi cucerește pe oameni. Și spuneam, făcut ce este bine înaintea Domnului, numai că la aia n-a renunțat. Este ca în zilele noastre când auzim aceste cuvinte. Zice, frate, avem un păstor foarte bun, numai că avem un dirijor talentat, numai că casă, ești soț, trebuie caracter, ca să vadă soția și copiii, ești într-adevăr preotul casă. Dacă ești soție și mamă, destoinică, bună bucătăreasă, cu curățenie, cu toate, ordine peste tot, dacă nu ai caracter, copii frumoși, inteligenți, în facultățile mari, cu masterate, cu doctorate, e bun. Dar dacă numai că trebuie caracter, pentru că caracterul este preferabil poziției. Mi-aduc aminte că m-am dus într-o biserică, m-au chemat pe frații să mă duc și să rezolv o problemă în corul bisericii. Și cum răspundeam de bisericile române din Statele Unite în vremea aceea, m-am dus acolo și a venit corul. Și care era problema? Problema era cu solista corului. Avea un temperament și o atitudine sfidătoare la adresa tuturor. De-a dreptul vulgară. Am încercat de 2-3 ore să vorbesc cu ea, frumos, civilizat, ca și om al lui Dumnezeu, ca și păstor. Și la un moment dat, după caracterul care le avea, s-a întors pe mine și a zis, dar tu cine ești? Tu de ce ai venit aici? Și mi-am spus civilizat înapoi, eu nu sunt tu cine ești. Eu sunt păstorul sectorului, păstorul păstorilor și în corul acesta și în biserica aceasta, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu și după Dumnezeu, ultimul cuvânt îl am eu. Dacă nu te-ai întâlnit încă cu Evanghelia să-ți civilizeze puțin mintea și limba, lasă corul acesta în pace. Și apoi a zis, păi să spun ceva atunci. Eu unde plec din corul acesta, tot corul se desfințează. Dacă pierd vocea mea, s-a desfințat corul. Și am zis, soră, faci cel mai bun serviciu acestui corp. Pleacă bine. A plecat. Și corul merge bine. Mulțumim Domnului. Nu poți face slujbă dacă nu ai caracter. Nu se poate. 3. Caracterul este deasupra popularității. Decât cine cucerește cetăți. Cine cucerea cetăți devenea cel mai popular personaj din regat. Ați văzut reportaje TV despre istoria Romei. Când un general se întorcea biruitor dintr-o armată, dintr-un război, în centrul Romei era un bulevard imens și acolo Cezar stătea în capătul bulevardului pe tronul lui împărătesc.
generalul ofițerului, venea cai din aceea mafoche așa de ei, cu carele încărcate cu bunurile care le-au recuperat, le-au luat prin abuz în război și de asemenea, după carele lor erau legați de mâini și de prizonieri pe care le-au luat. Era adulat generalul și era cel mai popular om din ținut. Este bine să fii popular. Este bine să fii popular. Dar este bine să fii popular cu Dumnezeu. Dacă nu ești popular cu Dumnezeu și ești popular numai cu oamenii, ce ai realizat? Ce ai realizat? Prințesa Diana a Angliei. Cea mai populară femeie era pe timpul ei. Da? N-avea caracter. Și nu ca să vorbim, să jignim memoria nimănui. A murit fugind la păcat, după păcat. Trebuie caracter. În lumea noastră, dacă vă uitați în jur, cine este popular? Ronaldo, Messi, Tom Cruise, nu știu ce cântăreață, nu știu ce personalitate, dar dacă te uiți la viața lor, sunt o ruină morală. O ruină morală. O umbră a caracterului se vede la fiecare dintre noi. Poate o ură, poate o invidie, poate o lăcomie, poate o neiertare, poate o atitudine ușuratică, poate o atitudine dușmănoasă, gelozie, o poftă nestăpânită, o limbă neîmblânzită, aroganță, mândrie. Acestea trebuie controlate. Acestea trebuie controlate. Dacă cucerești cetăți și devii popular, nu însemnează că poți trăi oricum. Cuvântul Domnului spune nu. Și apoi vine cel de-al patrulea lucru, ce final, caracterul primează posesiunilor. Caracterul primează posesiunilor. Aici am putere 16 cu 32 spune cine cucerește cetăți. Pe vremea lui Solomon, cine cucerea o cetate, devenea stăpânul cetății. Posesiuni imense. Toate avuțiile din cetate trăceau în contul lui și în contul cezarului, împăratului. Să vă dau un exemplu. În istorie veți găsi următoarea informație. Alexandru Macedon, regele Greciei și a Macedoniei, a fost omul care a nemicit Imperiul Persan, așa cum a profețit Daniel. Ultimul împărat care i-a stat împotrivă din Imperiul Persan a fost Darius al III-lea. Și când Alexandru Macedon, spun istoricii, a ajuns în capitala politică, în Persepolis, a Imperiului Roman, a Imperiului Persan, pentru că Imperiul Persan avea mai multe capitale, era Ninive, era Persepolis, era Babilon. Când a ajuns în Persepolis, Alexandru Macedon a intrat cu calul în palatul regelui Darius al III-lea, al Calari. Și a căutat tot palatul și subsolul palatului. Țineți-vă bine ce vă spun acum. În subsolul palatului imens al lui Darius al III-lea, Alexandru Macedon a găsit 4 milioane de 400 de mii de tone de argint. 400 de mii de tone de argint. O avere fabuloasă, imensă. Imaginați-vă alți bogați din jurul regelui.
cât o să dau. Și totul a intrat în listeria lui Alexandru Macedon. Aur, argint, sclav, bani. Dar Biblia ne spune că a avea caracter primează peste posesiunile noastre. Și poate vă veți întreba în seara aceasta, dar cum să facem, frate Gog, cu caracterul ăsta? Uitați cum. Sunt două posibilități ca să avem caracter care să ne facă viața frumoasă, lăudată înaintea lui Dumnezeu și care să ne aducă pace în casă, în aceste vremuri. Caracterul are două direcții. Una este direcția înnăscută. Direcția înnăscută. Ce înseamnă asta? Însemnează că în momentul în care m-am născut din nou, te-ai născut din nou și Duhul Sfânt locuiește în tine și în mine, ai caracter sfânt. Ai roada Duhului în tine. Și ascultă-mă bine acum. Pe măsura în care colaborezi cu Duhul Sfânt, în măsura aceea vei produce această roadă, acest caracter, mai mult sau mai puțin. Că unii zici, de ce alții sunt mai blânzi decât mine? De ce alții sunt făcători de bine mai mult decât mine? Dar după cum colaborezi cu Duhul Sfânt, să te călăuzească Duhul Sfânt, să te influențeze. Deci primul lucru de care trebuie să ținem cont este Duhul Sfânt în noi. Și acest Duhul Sfânt al lui Dumnezeu generează caracter nou. Pentru că a spus-o Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Asta este termenul acolo. O creație nouă. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. Dar sunt oare? Îl lași pe Duhul Sfânt să trăiască în tine. Să producă caracterul Sfânt. Este primul aspect al caracterului. Este caracterul înnăscut. A coborât Duhul Sfânt în noi, prin pocăință. Acum, noi trebuie să cooperăm cu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt se manifestă prin roada Lui, roada Duhului. Și al doilea aspect depinde de mine și de tine. Este caracterul prelucrat. Caracterul prelucrat. 2 Petru 1:4. Domnul îl îndeamnă pe Apostolul Petru și începe cuvântarea lui cu această afirmație. De aceea, dați-vă și voi ce? Toată silința. Ce, frate, eu nu mă pot stăpâni, dar îți dai silința. Frate, eu nu pot să ajut pe cineva, dar îți dai silința. Eu nu pot să fac un tare lucru, dar îți dai silința. Deci, dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cunoștința. Și în versetul 8 se încheie acolo, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 8 spune, dacă veți avea aceste lucruri în voi din belșug, nu veți fi nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința lui Dumnezeu. Scrie așa? Așa scrie. Asta e cuvântul Domnului. Poate ați auzit această istorie, nu-i vorba, este o întâmplare reală. Un păstor îmi povestea, zicea, pedagog, zice, la mine, într-una din biserici, biserică de la țară, vă spun numele, bineînțeles, aveam, zice, și acum am o familie, soț și soție. N-au copii, n-au avut niciodată copii, n-au înfiat pe mine, nici nepoți nu au, sunt așa mai singuri. Și Domnul i-a binecuvântat și au prosperat cu investiții, cu business, s-au descurcat și sunt foarte bine pământește. Și m-am adresat lor de câteva și a spus,
Eu văd că Domnul va binecuvânta, văd că Domnul vă iubește. Uite, n-aveți copii, n-aveți rude, n-aveți obligații multe, nu ați vrea să vă implicați și voi în ajutorarea săracilor. Avem în biserică câteva familii care sunt tare necăjite și se întinde mâna. Spunea fratele păstor, fratele ar fi vrut, dar ori de câte ori ceream ceva de la ei personal, nu pentru mine, ci pentru a merge în vizită undeva să ajutăm, sau dacă făceam o chemare în biserică, fratele, uitați situația aceasta, putem să ajutăm. Deci, prima scenă pe care o vedeam în biserică era sora să uita către fratele în partea cealaltă și pe cealaltă. Nu. No. Și obișnuia să-mi spună, frate, nu ne tot bate la cap că orice se face se poate și fără noi. Se poate și fără mine. Se poate și fără tine. Este drept. Dar Dumnezeu vrea să o facă și cu mine și cu tine. Crezi lucrul acesta? Și spune, într-o noapte, pe la 3-4 dimineața, aud bătăi în ușă. Cine la ora asta așa de dimineață? Ce? Știi că eu locuiesc în oraș. Bătăi în ușă la apartament. Mă duc, deschid ușa, era familia aceasta, soțul și soție. Frate, nu te supăra, frate păstor, dar vrem să vorbim cu dumneavoastră neapărat. Vă rugăm să ne primiți neapărat, că ne umplu groza. Și ne pocăim, frate păstor. Ce s-a întâmplat? Păi să vedeți, sora. Frate păstor, am avut un vis în noaptea aceasta. Și în visul meu se făcea că venea Domnul. Era răpirea bisericii. Deci m-am uitat în sat peste cimitir și am văzut cum s-au deschis mormintele și niște ființe albe ieșeau din mormânt și zburau spre cer. Și deasupra am văzut chipul Domnului Iisus, el era, îi primea cu brațele deschise și cu bucurie, cu zâmbet, acela așa de binevenit. Apoi spune următoarea scenă pe care am văzut-o, frați din biserică și surori din biserică, s-au uitat în sus și au spus, Iisus! Și s-au înălțat odată și s-au dus spre El. Eu când am văzut aceasta și am zis, uite, răpirea bisericii, am început și eu, frate, ce să sap. Dar nu putem desprinde. Nu putem desprinde. Deci în visul meu, m-am uitat la Iisus și am zis, Iisuse, ia-mă și pe mine, că și eu îs pocăită. Și spune, de acolo din cer, Iisus a plecat spre mine ca să aud. Și mi-a zis, se poate și fără tine. Se poate cerul și fără tine. Frate, nu vreau și fără mine, vreau cu mine. Domnul vrea cu tine. Amin. Caracterul primează posesiunilor. Deci, putere, poziție, popularitate, posesiuni sunt bune. Dar dacă sunt cu caracter, dacă este în tine Duhul Sfânt și dacă, pe de altă parte, îți dai tu toată silința să cultivi, este caracterul cultivat. Cultivă caracter sfânt. Cultivă temerii de Dumnezeu. Cultivă adevărul și vei vedea marea puterea lui Dumnezeu care te va binecuvânta și îți va binecuvânta casa. Și știind că venirea Domnului este așa de aproape, este așa de aproape. Frasisurilor, în cer nu intră nimic fără caracter. Nu intră nimic fără caracter. Nimic scurcat și înclinat. Intră numai lucruri sfinte. Dacă vrei să intri în cerul lui Dumnezeu, tu și casa ta, cere Domnului și eu îi cer în fiecare zi, Doamne, îmbracă-mă cu un caracter sfânt. Duhul Sfinte lucrează în mine. Îți dau
autoritatea să lucrezi în mine roda ta. Și eu la rândul meu mă străduiesc și dau toată silința să fac tot ce trebuie ca să te cunosc pe tine ca Domn și Mântuitor și să pot în casa mea să fiu un instrument prin care familia mea să te iubească și să se întoarcă la tine. Acela va fi câștigul cel mai mare. Amen. Amen.